Salutare și bine v-am găsit la un episod din Total War Warhammer. Astăzi va trebui să ne punem pe treabă și să ne continuăm campania. Pentru început va trebui să vedem cum putem captura teritoriul ăsta. Lorzii vampiri au deja un asediu aici. Dar se pare că mai am de așteptat o tură. Ideea este că oarecum aș vrea să mă concentrez pe lucrurile mai importante. Asta înseamnă pe nordul teritoriului. Dar în același timp trebuie să elimin Imperiul. Am aici două teritorii de luat. Și probabil va trebui să mă pregătesc. Am două armate, deci teoretic voi putea intra în teritoriul Imperiului. Dar după nu știu ce voi mai putea face. Deci va trebui să mă interesez. Poate pentru început ar fi o idee bună să păstrez niște bani. Cred că ar fi o idee decentă. Să mă uit, Imperiul este chiar aici, mai are doar două provincii. Dar Imperiul mai are diverse alte facțiuni. Ostland, Nordland, Marienburg și Imperiul în sine. Deci cred că mai am ceva teritorii de capturat. Dar în același timp sunt și o mulțime de teritorii care nu aparțin nimănui. Spre exemplu, Middleland este un teritoriu pustiu. Wasteland la fel este un teritoriu pustiu. Și cred că am putea să obținem anumite provincii de acolo. Totuși, momentan să mă uit pe aici. Cred că trupele mele pot aștepta o perioadă. Da, și acum cred că am putea încheia tura. Să mă uit pe aici, cred că pot distribui un punct. Iar Jürgen von Karstein va primi Raise Dead. Treaba asta s-ar putea să mă ajute și cred că ar fi ideal să recrutez un erou. Și nu uitați, dacă vă place această serie, v-aș ruga să lăsați un like. Asta mă ajută enorm și cu cât facem mai multe like-uri, cu atât vei păstra mai multe episoade, deci aici cred că toată lumea câștigă. Ceva de genul. Da, încât să putem afecta zidurile. Ar fi ideal. Așa, iar acum să închei tura. Bun, pentru început va trebui să mișc armatele. Va trebui să venim până acolo. Iar armata asta va trebui să vină până aici, probabil. Va trebui să le punem teritoriul sub asediu. Așa. Lucrurile cred că o să meargă binișor. Aici rezolv lupta automat. Și voi ocupa provincia așa cum este. Să mă pun pe construit. Și să construiesc tot ce mai am eu nevoie. Cred că atât. Da. Ideea este că momentan nu voi putea face cine știe ce chestii. Deci va trebui să mă uit la unități. Și să văd exact ce unități mai pot mișca. Unitatea asta va trebui să vină în zonă, sper eu, încât să le putem distruge zidurile. Așa, iar acum cred că am mutat toate trupele, deci voi putea încheia tura. Ok, mi-atacă o provincie. Neplăcut.
foarte bine. Pentru început, cred că voi putea să mă apropii mai mult. Îi vom asedia. Iar acum voi veni cu mai multe trupe până acolo. Ceva de genul, va trebui să construim minimul de clădiri și să luăm capitala. Capitala în principal mă interesează, restul teritoriilor mai puțin. Dar dacă voi lua capitala, voi lua în principal tot ce mă interesează. Ok, acum trebuie să mă uit pe aici. Și ne vom mișca până în zona asta, încât să le mai luăm încă o provincie. Pe aici va trebui să construiesc anumite clădiri. Cred că voi încerca să construiesc un cimitir. Deși un cimitir poate să fie construit în orice altă provincie. Asta înseamnă că teoretic nu vei construi absolut nimic. Deci, să încheiem tura. Sau poate nu. Ne mișcăm până aici. Bun. Acum cred că putem captura Altdorf. O victorie pirilică. Dar cred că am distrus Imperiul deja. Ceea ce este destul de bine. Dacă mă uit pe la obiective, mai am de distrus Bretonia și să capturez Musilion. Și cred că voi încheia campania. Asta este o campanie lungă. O campanie scurtă, cred că deja a fost atinsă. Deci, să țintim acum Bretonia și Musilion. Cred că am pe undeva suficiente trupe încât să pot merge după teritoriile astea. Dar momentan va trebui să rezolvăm cu clădirea asta și să văd ce mai pot construi. Altdorf Conclave. Și voi putea aduce un necromancer. Pe aici mai pot construi ceva. Nu cred că mai pot construi teribil de multe lucruri. Ceea ce este puțin ciudat. Dar voi încerca să ocup mai multe provincii. Încât să ne putem instala mai corespunzător prin teritoriile astea. Vin până aici. Rezolv asta automat. Și ne instalăm aici. Ne instalăm chiar destul de bine. Adică până la urmă asta mă interesa. Să mă pun în zona asta și să pot construi diverse lucruri. Iar acum o să mă interesez dacă mai am altceva de luat. Teoretic nu neapărat.
Practic, va trebui să văd. Și cred că momentan aș putea încheia tura. Da, cu siguranță voi putea încheia tura. Evident, acum avem foarte multe chestii de făcut. Repress Mortals. Vlad va mai primi niște puncte. Master Strike sună bine. Grave Ward. Iar Reichland. Cred că provincia asta trebuie reparată, dar nu am suficienți bani. Totuși, momentan voi veni în direcția asta. Foarte bine. Și să încheiem tura. Bun, se pare că avem o rebeliune. Ok. Trebuie să rezolvăm anumite chestii. Două secunde pentru început. Va trebui să vedem ce le mai putem face, cum le mai putem deteriora clădirile. Se pare că nu am reușit. Ceea ce este ușor neplăcut. Aici poate ar trebui să mai aștept o perioadă. Voi veni, voi coloniza alte provincii. Ok, din cauza că provinciile astea tocmai au fost colonizate, nu au niciun fel de garnizoană. Treaba asta nu este deloc plăcută, putem fi atacați de diversi inamici. Partea bună este că nu am cine știe ce inamici momentan. Și să vedem cum putem îmbunătăți provinciile astea, încât să le punem ușor-ușor pe picioare. Totuși, momentan trebuie să mă mișc, pentru că am ceva rebeliuni. Vom recruta un lord. Ceva de genul. Provinciile astea vor fi și ele îmbunătățite. Problema este că s-ar putea să dureze puțin. Nu este un lucru pe care îl voi putea face instantaneu, așa, ca și cum își bate din degete. Deci va trebui să mă gândesc exact ce plănuiesc să mai fac. Îmbunătățesc provinciile și cred că relativ curând voi putea să-mi bat capul cu alte chestii. Ne vom mișca pe aici. Trebuie să colonizăm provinciile astea. Și după să mergem după Marienburg și Musilion. Treaba asta o să fie relativ ușoară. Totuși, momentan, cred că voi putea încheia liniștit tura. Reichland. Ei bine, încă nu pot repara provincia asta. Jürgen, în schimb, va putea primi aici un punct. Ok, destul de bine. Conflict of men. Ok, momentan avem aici câteva probleme. Va trebui să ne mișcăm.
approve. Din păcate nu pot recruta trupe de genul. Pentru că provincia asta nu-mi permite. Dar relativ curând cred că voi putea începe să recrutez trupe de genul. Teritoriile astea vor putea fi îmbunătățite relativ curând. Să ne uităm. Trebuie să iau provincia asta, o voi lua cu o armată de aici. Ok, avem șanse relativ egale. De aceea mă voi retrage și voi aștepta pe aici. Pe aici am și garnizoana. Totuși, cred că voi putea aștepta aici cu mișcările. Altdorf, în schimb, trebuie să facă câteva lucruri. Vampiri în Altdorf. Cred că ar fi destul de ok. Pe aici trebuie să luăm ceva care să ne crească corupția vampirică. Așa, pe aici, Hellsteed. Sună bine. Și curând vom putea lua mult mai multe provincii pentru că avem mult mai multe trupe. Să vedem. Vom sta pe aici și vom aștepta. Teoretic voi mai lua și provincia asta. Cred că ar fi destul de interesant. Totuși, momentan, cred că voi încheia tura. Să mă uit exact. Vlad von Karstein. Ei bine, Vlad se va mișca și el până aici. Și vom aștepta. Pentru că tura viitoare vom lua provincia asta. Clădirea asta încă nu o pot repara. Ei bine, o voi repara curând. Thou shalt treat me with the respect I deserve or die. Bun, un tratat de pace. Nu vreau chiar acum un tratat de pace. Thou shalt treat me with the respect I deserve or die. Ok, mi-au declarat război. Nu cred că este cea mai bună idee. I thirst. Death and destruction. All shall know me and tremble. Death awaits. I know the way. Blood! Bun. Vom ocupa provincia asta. Și vom construi pe aici o mulțime de clădiri care să mă ajute. Dar nu știu exact ce voi construi după. Băieții ăștia sunt în război cu mine. Problema este următoarea, nu au suficiente teritorii. Deci nu-mi pot face mie cine știe ce probleme. Ok, aici avem ceva trupe ale haosului. Poate mai multe decât mi-aș fi dorit. Be
Deci să ne mișcăm până aici și să ne instalăm și în teritoriul ăsta. Nu de alta, dar nu vreau să am probleme mai încolo. Acum le vom da șansa să facă pace cu noi. The time for talk is over. Make your demands. Ok, le oferim și niște bani. Și-au pierdut super multe provincii, după cum cred că puteți observa. Iar acum ei speră la ceva tratat care să-i țină cât de cât în siguranță. Ce-i drept a obținut un tratat care îi va ține în siguranță o perioadă? Între timp, eu va trebui să mă instalez pe aici. Ok, vom crește provincia cu 50. Treaba asta va dura o perioadă. Dar între timp, trebuie să distrug Bretonia și o mulțime de alte facțiuni. Spre exemplu, facțiunea asta o să fie o întreagă aventură, dar cred că se va merita. Și în același timp voi avea foarte, foarte multe trupe. Totuși, cred că am mișcat toate unitățile, să mă asigur. Da, toate unitățile au fost mișcate, iar eu pot încheia tura. Evident, trebuie să distribui super multe puncte. Ceea ce, în opinia mea, este absolut grozav. Gaze of Nagash. Pe aici. Raise Dead. Reichland. Clădirea asta este aproape reparată. Va mai dura ceva, dar se va repara singura, am impresia. Ok, asta este o ambuscadă și cred că vom avea suficiente probleme. S-ar putea să aibă niște trupe mai bune decât trupele mele. Ceea ce nu este teribil de plăcut, dar din păcate cred că aici se va încheia și episodul nostru. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!